Companii internaționale de renume au renunțat la magazinele fizice din România. Este și cazul unui cunoscut brand de origine britanică intrat în faliment la scurt timp după încetarea stării de urgență. În pericol sunt în general mărcile de lux ale căror produse nu mai au căutare ca înainte de pandemie, susține organizația patronală a retailerilor din România. În luna martie a anului trecut se deschidea primul magazin din România al celui mai mare retailer internațional de origine britanică. Dar după ieșirea din starea de urgență, compania a anunțat falimentul și a plecat din România. Nu este singurul retailer internațional care s-a retras din țara noastră. Și acest magazin de lenjerie intimă de lux a fost închis de curând. Este vorba tot despre un retailer internațional. Compania care deține franciza a decis să retragă brandul de pe piața din România din cauza vânzărilor foarte mici înregistrate în prima jumătate a acestui an. Organizația patronală a retailerilor din România susține că în următoarea perioadă vor fi închise mai multe magazine ale brandurilor internaționale, în special cele din gama de lux. Ne apropiem de un colaps în lanț al industriei dacă nu se întâmplă ceva și dacă nu se întâmplă ceva repede. Vânzările au scăzut încă din februarie, s-au apropiat de zero în preajma declarării stării de urgență, în perioada suspendării au fost zero venituri și sunt în continuare probleme foarte importante de trafic, de vânzări și de marjă comercială. Și asta atrage forță de muncă disponibilizată, taxe și impozite necolectate, taxă pe valoare adăugată. Este un segment care pică primul în situație de criză. Nu toată industria și nu tot retailul a fost afectat. Dacă ne uităm la produsele de echipamente sportive, cele care, pe care le luăm și facem acasă un pic de sport, sau dacă ne uităm la zona de tigăi, oale, mașină de spălat, televizor, acolo există totuși niște creșteri. Dar acestea sunt doar rezultate ale obiceiului de consum pe care l-am dobândit în perioada pandemiei. Mai ales pe segmentul de luxury, care ține și foarte mult de zona aspirațională, nu are sens să te duci să-ți cumperi o geantă de 2-3 mii de euro dacă oricum nu te vede nimeni cu ea. Unii dintre cei mai mari retaileri de modă și încălțăminte au anunțat că vor închide în următoarea perioadă mii de magazine fizice la nivel global, concentrându-se mai mult pe vânzările online. Potrivit unui studiu realizat de Consiliul Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, principalele efecte negative ale pandemiei se văd în scăderea vânzărilor, suspendarea temporară a activității sau restrângerea acesteia, dar și în pierderea angajaților sau închiderea totală a firmei. Îngrijorător este faptul că efectele negative ale pandemiei se transmit treptat și către alte domenii de activitate, pentru că toate companiile sunt interconectate. Iulia Ionescu, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.